Ești persoana care și-ar dori oricine, că sunt fericit și bucuros că te am. Că... Și pare rău că nu ești și mm, și câte și câte ani am mai zis. Și toate din suflet. Da? Da, serios. Mă crezi tu, dar mă crezi. Că nu l-am umflat chiar așa, că ești totul pentru mine și el. Dar și asta e adevărat. Băi, urmai! Aaaa, e nebună, mă! Dar ce-i dat cu piciorul ăla? Dacă sunt coșuri de gunoi! Dacă sunt coșuri de gunoi! Da, nu te ștepte! Astăzi am încercat să-i fac o portie de clătite lui Andy și când am vrut să dau drumul la foc, mi-a zburat toată oala cu ulei pe mine, mi-a intrat piciorul în gunoi și am alunecat direct în fund. Ba da, numai că și eu am căzut la fel, fiindcă am văzut la televizor, să vă înțeleg când e pe aici, lui Mădălin foi. Păi tu știi ce l-a scris pe foile alea? Da, din alea. În prima foaie era ceva scris în glumă și în ultima frază știa... O fi un sărul real sau pentru cameraman? Uh-huh. Eu cu foaia am vrut să-i dau înțeles că îmi plăcea de el, dar credeam că el multe lucruri le face pentru cameră. Uh-huh. Am pus-o în râs, unele lucruri, am scris-o cu Raluca împreună, era mai mult o chestie de râs. A doua foaie am scris că vreau să plec, să-i dau înțeles că vreau să plec și că nu-mi plăcea situația și cum mi-a fi plăcut să-l cunosc afară, pentru că aici nu-mi place, nu-mi plăcea, știi? Și poate cum se comporta el. Da, eu vă simt mare la televizor și... nu erau bilețele de dragoste, aoleu, mor după tine, știi? Da, am înțeles ideea. Și oricum când ai venit tu, eu cu el deja ne-am îndepărtat de celălalt. Ai văzut că l-am atacat de multe ori. Da. Am zis ce gândesc. Pentru că așa gândesc și așa spun, chiar dacă puteam să mă giugiulesc pe să nu zic nimic contra lui. Dar nu sunt așa. Mai bine mă ură și uite, acum nici nu ne băgăm în seamă. Nu? Eu cu Mădălin, nu, nici nu ne salutăm. Sigur? Nu avem ce vorbi, nu... Eu nu m-am interesat să salut pentru că am o părere proastă, el are părere proastă despre mine. Și îmi pare rău pentru că faci cu Bianca, să sufere. Aaa. Mă, Bianca, așa cum e, e și un om bun, are și-a bunătate mea, să știi, și chiar suferă. Păi da, mă, dar eu am vorbit cu Bianca și am spus, Bianca, nu te supăra pe mine, eu îți înțeleg sentimentele tale, știu cât de mult îl placi. Da? Numai că uneori devii sufocantă și nouă bărbaților nu ne plac femeile pe foarte... Ce face, mă, de sufocantă, Bogdan? Ce e de așa de sufocantă? Insistă foarte, foarte mult. Cu ce insistă? Adică, uite, o femeie când e un pic mai indisponibilă așa și nu ne dă foarte mult la tine decât foarte puțin, știu, ne atrage mult mai mult decât o femeie care vine și ne... Dar ce a făcut în ultimul timp? Când a făcut aproape... Nu mai știu. A făcut acum în camera roșie la date, că... I-a zis, adică eu am era spus, și am spus din inimă ce am spus. Ei, lasă că și el face, să-i atragă atenția. De ce nu ceri să te pui cu fetele mai bine? Cum ai, nu? Adică să nu mai te bagi când se aud vorbe și chestii de-astea, să vorbești și te bagi tu. Pentru că de-aia sunt toate fetele cu tine așa. Nu e vorba de asta, dar nimeni nu crede în ceea ce simt eu și... Mă rog, lasă asta, dar zic așa cu vorbe, cu asta, să nu te mai bagi. Să vezi de treaba ta. Ce auzi să nu te bați să zici, la asta mă refer. Asta așa e. Da, nici tu nu poți să te abții. Dar la tine știi ce asta? E un, ai prins un tic. E obișnuință la tine să faci chestia asta. Nu e obișnuință, nu-mi place să nu se afle adevărul. Mie îmi place să se afle adevărul. Îți place să se afle adevărul? Da. Păi, dar lasă că să afle alții, nu să afli tu. Îi fac un joc la asta. Ce joc? Hai, mă! Bă, Bogdane! Ce, mă? Ce, mă? Să Bogdane, ce, mă? Ce, mă? Ce, mi-ai spus că... Ia zis la Ricardo că poți să te faci să vii cu mine. Că și-o zis el că nu crede. Hai numai până. Unde să vii? Dacă numai, hai cu mine numai până la masă. Hai. Zi-mi ce să fac. Unde vă duceți, porumbeilor? Ai văzut că dacă vreau pot. Poți, da. Auzi. Mulțumim! Ia, nu jur. Hai, draga mea.
Vino aici, eu o să stau în capul mesei, iar tu vei sta lângă mine. Mâncați resturile de mâncare de la mine dacă vreți. Mai avem niște resturi de mâncare. Nu mâncăm resturile, Ricardo, mulțumim. Așa, în general, frate, să nu ne mai facem, să nu ne mai aruncăm pe vorbe, pe una. Să ne gândim bine înainte și să vedem exact în față ce trebuie. Tu ai uitat unde ești? Cum? Ai uitat unde ești? Nu, eu vorbesc la general. Vorbești, dar vorbești degeaba. Vorbesc ca să se simt. Nu, vorbești ca să te afli în treabă. Da, că tot nu rezolv nimic. Ai dreptate. Nu e singurul care spune asta. Nu sunt singurul și cred că poate să spună oricine, dar degeaba. Orice. N-am bine, trebuie să stau să te ascult pe tine. Ești liberă să părăsești incinta. Da, să părăsești. Ești liberă să te duci pe altă, să cânți la, să te duci la altă masă. Păi, băi, none, mi-aș dori mult să câștig premiul, să o scop pe Raluca la date. Sau să câștigi premiul, poate. None, am o rugăminte, dacă tu câștigi, adică sigur câștigi, o alegi tu pe Raluca și Bianca să mă aleagă pe mine ca să ies și eu cu Raluca la date, te rog, frate. Da. Te rog, mulțumesc! Promit. Yes. Promit. A promis? Bă, nu știu și n-am. Raluca, tu să refuzi. Dar poate vreau. Voi n-ați avut. Poftim? Poate vreau. Păi vrei? Hai bă, că o duce la o plimbare, nu crezi că o duce? Raluca. Și până la urmă nu cred că Raluca m-a... Ai vrea, de exemplu, să fie acum muzică și să dansăm? Da. Da? Ai refuzat dacă te-aș invita la plimbare? Dar lasă așa, poate cineva nu mănâncă așa. Din suflet. Da? Să refuzi. Cred că am spus dintotdeauna că o apreciez și că îmi place. Da? Bă, tu și omul ăsta e cel mai sincer din casa asta. Te duci? Aș vrea mult, dacă se poate, o melodie romantică. Și eu, dacă câștig, o iau pe Simina. Doamnelor, da, și... Da, nu câștigi. Bine. Ce e Ricardo? Vrei să te ridic? Da, ia uite-l. O să vorbesc cu cei de la Hollywood să-ți dea un Oscar. Ești un actor foarte bun. Da, e amestecat. Bă, voi vreți să iau asta, să vă dau eu în camă? Mie? Bă, vă dau eu în cap. Nu. Aoleu. Cum să lovești o femeie? Da, că poate apărea cineva care îmi place aici. Da, păi asta zic eu, să încerci să rămâi și să încerci să cunoști pe altcineva. Da, nu știu în cât timp voi putea să fac asta, că momentan îmi dai seama că nu sunt foarte deschisă la lucrul ăsta. Și trebuie mult mai mult de atât. Și trebuie un băiat care chiar să-și dea interesul, știi? Să văd eu că vrea. Da. Că acum nu am încredere în nimeni. E greu acum, îți dai seama să prinzi încredere. Da, e greu, e greu tare încredere. La tine, da. Știi, și nu vreau să stau degeaba și asta zic, că nu știu. Niciodată nu știi ce te așteaptă în casa asta, pentru că nici eu nu mă așteptam să fiu cu Ștefan împreună și știți bine asta după ce a plecat Mădălin, că nu mă așteptam. Nu și uite că s-a întâmplat. Uite, te vedeam acasă acum, vezi? De acolo ai o scrisoare și un lănțișor, bine, nu contează valoarea. Da, adică ea apreciază gestul. Dar nu mai te gândi, tu crezi că eu sunt nu, profitoare? Nu, eu spuneam că am avut nivel. Un care da. Nu. Și numai, te rog frumos să o citești. Nu, dar nu, la, nu, nu. Da, dar nu aici, la noi în casă. Da, bine. Când mergi în casă la mâine. Bine. Vrei să ieși și să mergi de acolo sau mai stau? Păi, dar nu cred că o să am voie. Hai să întreb pe none, că mă gândesc că știe, nu? Nu știu. Hai să cum vrei tu? Dacă vrei să mai stăm până te anunț. Ah, stai. Ce? Și ce-o zis Cosmin? Dar tu de ce mai să mă îmbravanez? Ce? De ce-o zis Cosmin? Ce nu-i place? Nu-i plac picioarele da, tale? De ce? Că sunt mai grase. Îți dai seama... Că tot mi se deranjează asta. Tu nu vă uitați, măi. Ți se deranjează. Ce? Ți se deranjează. Da. Vreau și floricelele, că eu sunt strângăreață și îmi place să adun flori și să le usuc. Bine, acum noi sunt 6 la număr, dar da, știu, așa a fost chestia în sensul că era... Hai să mai mulțumesc încă o dată și foarte frumos, dacă așa ești tu. Și nu trebuie să o de grijă. A zis că te iubește și că doare de tine. Și el iubește și spune că îi mulțumesc foarte mult. Și îi transmit. Uite mă, ce frumos a aranjat. Ce ți-a luat? Mă, ce ți-a gătit? Ți-a luat vită, cartofi. Tu nu gătești? Ce ți-a gătit, fata? Nu știu să gătesc. Au să te pregătești mai mai iubește și că îți mulțumește. Mi-e face doar mama. Verzi, uite mă cum i-a făcut, ca ai mei. Că noi trei avem ochii la fel.
Dar tu n-ai ochii verzi acum. Tu acum momentul de față nu sunt ochii verzi. Nu? Probabil de la rachii. Uite câte linii au în ochii. Niciodată nu are verzi. Iar albași linii. Iar e schimbător. Dar Luca, vreau să-ți fac un gest foarte frumos. M-am gândit să-ți dăresc acest trandafir. Dacă, pentru gest așa. Da, să te pup. Cea mai frumoasă fată. E bine miros. Te-ai că trandafirii sunt florile mele preferate. Da, să știi că m-am interesat din da, e acolo, lângă noi, un loc. Da, ok, mulțumesc. Hai. Vă deranjez? Nu. Nu, stai liniștit. Să nu mă deranjez eu pe voi doi. Nu, nu. Vă deranjez? Că... Nu, stai liniștit. Mă rog, păi am toale. N-am și eu canapea de-asta acasă, mă simt ca acasă. Pe ideea, zic. Auzi. Chiar Ricardo e gelos? Nu. Cum e, ce cum mă pe piciorul meu? Cum? Lasă-l mă numai atâta și tu, mă. Ia mă mâna de acolo, bă. Aia nu poți să mă enervați. Ia pe doar mă mâna lui și tu, bă. Uite acolo ce e. Hai că exagerați deja și mă enervați. Ah, mă rog, și... Stai eu și fac. Ia ce te faci. Dacă... Stai aici. Stai aici, frate, nu, că nu ne deranjezi. Mă gândesc, bă, nu, că mi-e place între doi. A, îți place. Mie nu-mi place. Da, tu nu stai între doi. Tu nu vezi ce trandafir frumos i-am adus? Nu-mi place să stau între un băiat și o fată. Ricardo, uite ce trandafir frumos i-am adus. Și tu, a? Fiindcă știam că trandafirii sunt florile ei preferate. Tu știai asta? Nu știai asta. Nu, că mi-am adus lalele. Păi, de ce am adus? Dacă te interesa și întrebai de la Luca, vei afla că trandafirii sunt florile ei. Dar eu ce flori am adus? Asta e canapeaua cu bărbații care sunt atrași de mine. Da? Nu mai suport găinăria asta, eu. Stai, mă! Hai, mă! Premiul Oscar. Nu te super pe mine, dar chiar le stă bine. Bine, mă, gata. Le stă bine. Mulțumim! Mai suport găinăria asta, eu. Stați mâna, mă, prostile de copii de 2 ani pe mine. Când de ulei sunt? Bă, eu sunt om serios, bă, frate, bă, nu stau eu de prostii. Am tot încercat să-l provoc pe Ricardo, dar nu cred că are nevoie de provocări. Eu cred că a venit aici pentru show, probabil, sau încă nu a trecut destul timp să ne dăm seama de adevăratele lui intenții. Da, am tot încercat și pentru mine a fost doar o joacă, adică nu a fost nimic serios între mine și Raluca.